Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video voi anunța câștigătorii concursului de acum două săptămâni. Schema care v-am prezentat a fost publicată într-o revistă de electronică din Franța și este vorba de un dispozitiv de încălzit prin inducție. Nu am să intru acum în detalii, deoarece când am să realizez montajul am să pot să vă arat și să vă povestesc mai multe despre acest dispozitiv. Așa că nu o să o mai lungesc, o să anunț câștigătorii, veți primi fiecare câte un cablaj. Au participat 10, nu 11, din 11 am ales cele mai bune 3 referate. Da? Din păcate n-am putut să aleg mai multe tura asta, au fost foarte puțini participanți, dar sperăm tura viitoare să pot oferi mai multe. Da? Am ales cele mai bune referate, așa că să nu o mai lungesc. Avem numărul 1 pe Toader George. Se vede că ești pasionat de electronică. A trimis un referat foarte frumos. Chiar a căutat pe internet. Foarte frumos lucrat. Felicitări cu poze. Bun. Tu ai să primești Toader George un cablaj. Numărul 2 este Victor Victor. Victor Victor. Cred că ți-ai scris prenumele de două ori. Și tu ai scris frumos un referat. Iar numărul 3 este Cernat Gabriel, care și el a scris un kilometru de referat. Foarte frumos, cu poze, cu scheme, cu... Se vede că sunteți pasionați de electronică, cu toate că premiul nu are o valoare foarte mare. Se vede că ați muncit un pic la referat, apreciez asta, foarte frumos. Bun. Cei care v-ați... auzi numele, puteți să mă contactați pe mail, iar săptămâna viitoare am să vă trimit pe poștă, în plic, cablajul imprimat. Da? Dacă aveți nevoie de piese la realizarea cablajului, bineînțeles, mă puteți contacta pe mail. Da? Bun, până la următorul video, eu vă doresc un weekend frumos. Sper să mai fac un weekendul ăsta încă un video sau două și să mai discutăm și alte teme, da? La revedere!